Fostul polițist nu a recunoscut niciodată că el a ucis-o pe Elodia Ghinescu. Trupul acesteia nu a fost găsit de autorității, deși, în acest caz, a fost desfășurată una dintre cele mai ample anchete judiciare din România. Pe 19 iunie 2014, Curtea de Apel Pitești l-a condamnat definitiv pe Cristian Cioacă la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare și 5 ani interzicerea unor drepturi în dosarul în care a fost judecat pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Inițial la instanța de fond, el primise o condamnare de 22 de ani de închisoare.